N-am spus că Manea nu este 100%. Patronul a spus că acesta a fost mesajul pe care l-ați transmis dumneavoastră, că nu este pregătit să joace 90 de minute. Mi-a spus că nu e pregătit fizic. Nu are ritm pentru 90 de minute, e diferit. Ritm, vorbim de ritm. Da. Ce trebuie să facă? Cum? Ce trebuie să facă? Să se antreneze. Este totuși un jucător de echipă națională, peste câteva săptămâni. Nu e un criteriu să joci. Este un criteriu ca FCSB să aibă cât mai mulți jucători la echipa națională. La ultima acțiune l-a avut pe Coman. Atât. Și Cristea. Nu e nimic. Pe Cristea care nu e nimic. O să vină. O să vină și alții. Totuși nu e, nu știu cum să spun, o greșeală de strategie faptul că a fost adus. Nu pot să spun dacă e o greșeală de strategie sau nu. Dar nu pot să spun că e o greșeală de strategie. Eu am un lot așa de bun pentru că oricine intre să joace poate să o facă foarte bine. În momentul în care ai doi sau trei jucători pe un post, normal că la un moment dat cel care e acolo își face treaba bine. Dar acum nu poți să-l schimbi dacă își face treaba bine. Sau poți să-l schimbi dacă e o anumită, ai o anumită gândire în timp. Dar așa nu poți să spui că... Problema e că în fotbalul modern, evident, fundași și laterali sunt foarte importanți în acest moment, însă nu sunt cei mai bine plătiți sau printre cei mai bine plătiți jucători dintr-un lot întreg. Mane are unul dintre cele mai mari salarii de la FCSB. Nu mă interesează salariul jucătorului. Pentru mine, că ai un leu sau că ai 100, trebuie să îmi dai randamentul maxim. Eu nu mă gândesc la aspectul echipei naționale, pentru că eu îmi văd de treaba mea. Dacă se poate să ia vreun jucător de la noi, poate să-l ia pe Crețu. Fundaș dreapta, dacă are nevoie. Neapărat. În momentul ăsta, Crețu este mai bun decât Manea? Nu e vorba de este mai bun, care e mai bun sau care nu e mai bun. E care joacă, ca așa zis, să aibă continuitate. Înseamnă că dacă joacă, e într-o formă mai bună atunci. Ai văzut că e cu... Nuanță. Altă nuanță, da. Spuneți că îi lipsește ritmul lui Manea. De ce credeți că lipsește, având în vedere că se antrenează de ceva timp cu echipa? Una este antrenezi și alta este să joci. E diferență.